Cea mai proaspătă știre despre vaccinuri este că pe 29 Comisia Europeană a acordat autorizația condiționată de punere pe piață pentru vaccinul contra COVID produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford. O să vorbim despre asta, dar nu numai despre asta, cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, INOMED. Bună ziua și mulțumesc pentru prezența. Bună ziua, mulțumesc și eu, mă bucur că ne auzim și săptămâna aceasta. Să reamintim foarte pe scurt ce înseamnă de fapt autorizație condiționată de punere pe piață. Înseamnă finalizarea unei proceduri rapide, care nu înseamnă că au fost etape sărite, ci vorbim despre întrunirea mai multor condiții. O condiție este ca medicamentul, în acest caz vaccinul despre care discutăm, să se adreseze unei nevoi neacoperite sau unei situații de urgență de sănătate publică, așa cum e această pandemie. Al doilea lucru este extrem de important, este ca respectivul produs să indice siguranță și eficacitate și e un lucru care s-a întâmplat. Pentru a activa această cale rapidă. Calea autorizării condiționate de punere pe piață este definită ca atare în legislația Agenției Europene a Medicamentului. Este diferită de autorizația, să spunem, finală de marketing de punere pe piață, dar asta nu înseamnă că la acest moment, când discutăm despre acest vaccin sau și despre cele care au fost anterior autorizate tot condiționat, nu înseamnă că valoarea acestora este mai mică, ci doar că, fiind o situație excepțională, și Agenția Europeană a Medicamentului a acționat pe această cale rapidă. Diferența față de celelalte vaccinuri este că folosește o platformă de producere, o tehnologie de producere diferită. Folosește adenovirus. Cu alte cuvinte, cumva se apropie mai mult de modelul clasic de producere al vaccinurilor. Da, odată cu vaccinul AstraZeneca, intrăm de fapt într-o altă categorie de vaccinuri. Până acum discutam despre vaccinurile bazate pe tehnologia RNA messenger. Acum vorbim despre vaccinuri care folosesc o tehnologie, așa cum spuneați, să spunem, mai bine cunoscută. Această tehnologie presupune utilizarea unui adenovirus. Este un tip de virus care determină răcelile curente. Acest adenovirus folosit pentru obținerea vaccinului Oxford-AstraZeneca nu infectează oamenii, este izolat de la cimpanzeu. Este inactivat pentru a nu se reproduce. Deci este doar un vehicul pentru materialul genetic al SARS-CoV-2, material genetic necesar pentru sinteza proteinei spike, cea care stimulează sistemul imun și determină apariția imunității față de infecția cu SARS-CoV-2. Deci dacă am pune față în față, deși nu este extrem de corect științific, dar este util didactic, cele două clase, să spunem, de vaccinuri. Discutăm despre două tipuri diferite ale substanței active, să o numim așa, dar și despre două modalități diferite de transport a materialului genetic la nivelul celulelor. În acest caz, adenovirusul este cel care asigură acest transport. Membrana adenovirusului fiind, evident, mai rezistentă decât acea bulă lipidică din cazul vaccinurilor bazate pe RNA messenger. Această rezistență determină și o ușurință mai mare pentru stocare și pentru transport. De altfel, vaccinul acesta despre care discutăm poate fi păstrat la frigider, la 2-8 grade, ceea ce îl face sigur mai ușor de distribuit, de utilizat, chiar la medicii de familie, nu doar în centre de vaccinare. Se face în două doze. Cele două doze se administrează, și aici este o diferență față de celelalte. A doua doză se administrează la un interval variabil, între 4 și 12 săptămâni, iar protecția totală, asigurată, este la două săptămâni de la a doua doză. Ceea ce face ca lucrurile să arate în felul următor, cel mai devreme protecția ar putea să apară la 6 săptămâni de la prima doză, cu condiția administrării ambelor doze, și până la 14 săptămâni de la prima doză, în situația în care se merge pe intervalul maxim de 12 săptămâni între doze. De ce e atât de important? Pentru că, din punct de vedere practic, în acest interval există posibilitatea
ca persoana respectivă să se infecteze și să facă boala. De aceea, chiar dacă acest interval dintre doze este de 4 până la 12, din punct de vedere practic și al sănătății publice, recomandarea este de a se administra la 4 săptămâni, una de cealaltă. Probabil că cel mai important lucru ține de eficacitatea acestui vaccin, care este considerată undeva în jurul valorii de 60%. Sigur, nu putem să comparăm direct cu datele din celelalte studii cu vaccinurile ARN messenger, unde eficacitatea e în jur de 95%, dar în sine diferența aceasta spune destul de multe lucruri despre metoda folosită, folosirea acestui adenovirus, care pare a fi mai puțin precisă decât tehnologia bazată pe ARN messenger. Un alt lucru important și, de fapt, cea mai importantă discuție din punct de vedere practic, în afară de administrarea la 4-12 săptămâni a celei de-a doua doze, este răspunsul la întrebarea cui trebuie administrat acest vaccin. Sigur, conform prospectului aprobat de Comisia Europeană, indicația este pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, practic orice vârstă peste 18 ani, numai că am văzut că datele din studii susțin administrarea până la vârsta de 55 de ani. Aceasta este categoria de public, de persoane incluse în studiu clinic. Pe baza acestor date, autoritățile din Germania și din Austria și din Italia recomandă ca administrarea să nu se facă persoanelor care au vârsta mai mare de 65 de ani. Vom vedea exact care va fi decizia și în România. Din acest punct de vedere și uitându-ne la categoriile prioritare, dacă m-aș referi la persoanele în vârstă și la pacienții cronici, pare că vaccinul AstraZeneca Oxford ar fi mai degrabă indicat pentru faza 3-a a vaccinării în România, către populația generală, care este și ceva mai tânără. Cred că e nevoie mult mai mult decât până acum de explicarea acestor detalii fiecarei persoane care a luat decizia să se vaccineze, și eu cred că trebuie persoana respectivă să decidă, să aleagă, chiar dacă asta înseamnă că trebuie să aștepte, cu ce produs să se vaccineze. Când vorbim despre acest vaccin și iată o eficacitate mai mică și când vorbim despre discuția legată de administrarea la persoanele în vârstă, cred că în această situație devin cu atât mai importante datele din viața reală și așteptăm să le vedem pe primele din Marea Britanie, pentru că vaccinul a fost autorizat de o lună de zile. În Marea Britanie deja prima doză a fost administrată unui număr de câteva sute de mii de persoane, dacă nu greșesc. Da, de acolo vor veni datele cele mai importante, de fapt, cele mai relevante până la urmă. Da, și care ne vor ajuta să înțelegem exact cui se potrivește acest vaccin, pentru că sunt încă destul de multe lucruri necunoscute. Mai vorbim despre alte două tipuri de vaccinuri. Apar din ce în ce mai des vaccinurile produse de Johnson & Johnson și cel produs de Novavax, să le luăm pe rând. Vaccinul Johnson & Johnson, eficacitate 85% împotriva formelor severe de boală. Arată studiul Ensemble, care a inclus 43.000 de participanți, mă rog, care a avut ca scop tocmai acest lucru, evaluarea eficienței și siguranței acestui vaccin. Se mai derulează încă studiul în 8 țări, scrie raportul de gardă. Acest vaccin dezvoltat de Johnson & Johnson este un vaccin care folosește un vector viral. În această situație este un adenovirus care în general infectează oamenii. Sigur, este trecut prin aceeași procedură de inactivare, așa încât să nu determine boala respectiv răceala curentă pe care o determină, și este folosit tot ca vehicul pentru materialul genetic necesar sintezei proteinei spike și stimulării răspunsului imun. Deci, din acest punct de vedere, nu greșim dacă le încadrăm în aceeași categorie. Ce este diferit și pare a fi marea promisiune a acestui vaccin ține de administrarea într-o singură doză. Iar ceea ce și e ușor de înțeles dacă punem față în față cu vaccinul AstraZeneca, cu administrarea în două doze, a doua la 4-12 săptămâni. Cum spuneam. Aici vorbim despre o eficacitate de 85% după administrarea, iată, unei singure doze, măsurată într-adevăr la o lună de zile, la 28 de zile de la administrarea acestei doze. Dacă lucrurile vor sta așa
și voi explica puțin mai târziu de ce trebuie să păstrăm un semn de întrebare. Administrarea într-o singură doză și această rată înaltă de eficacitate ar putea la care se adaugă același tip de distribuție, deci păstrarea la 2 grade fără celelalte probleme logistice de la RNA messenger. Aceste lucruri ar putea să influențeze evoluția pandemiei, nu neapărat într-un timp scurt, dar pe termen mediu de câteva luni. De ce păstrăm un dubiu? Pentru că vedem că în Statele Unite eficacitatea a fost de 72%, în Africa de Sud a fost de 57%. Semnul de întrebare ar putea să provină sau să vină din capacitatea vaccinului de a acoperi și tulpinile noi, cu precădere cea din Africa de Sud. E de văzut în ce măsură această eficacitate mai mică în studiul din Africa de Sud se corelează cu o prezență a tulpinii respective mai mare. În condițiile în care cu toții ne așteptăm ca în lunile următoare aceste tulpini noi să câștige din ce în ce mai mult teren, devine din ce în ce mai important răspunsul la întrebarea: acest vaccin protejează și față de tulpinile noi sau nu și în ce măsură? Un vaccin care pare că protejează contra noilor variante SARS-CoV-2 din Marea Britanie și Africa este cel despre care de asemenea scrie raportul de gardă, vaccinul produs de Novavax, cu totul diferit decât cele de până acum, un vaccin bazat pe proteine. De fapt, ce înseamnă asta? Am vorbit până acum despre vaccinuri care introduc RNA messenger și acest lucru determină sinteza proteinei S. Am vorbit despre adenovirusuri care introduc materialul necesar pentru sinteza proteinei S, iar în cazul vaccinului Novavax vorbim despre tot un vector viral, deci o nanoparticulă virală care conține chiar proteina în sine. Nu mai conține materialul genetic, ci proteina care după aceea determină răspunsul imun și aici, da, vorbim despre o eficacitate de aproape 90% protecție față de apariția formelor ușoare și a formelor grave de boală. Important este că în studiu, deși în Marea Britanie au fost doar 15.000 de persoane, vârsta participanților a fost cuprinsă între 18 și 84 de ani, deci acoperă un spectru foarte larg. Iar ceea ce spuneați mai devreme, prin faptul că au fost realizate analize, secvențieri care au pus în evidență tulpinile din Marea Britanie și din Africa de Sud, locurile unde s-au desfășurat studiile, și că rezultatele sunt bune, inclusiv în privința aceasta acoperirii celor două tulpini, acesta reprezintă un element extrem de important pe termen mediu. Acum, sigur, vorbim despre o companie mică, Novavax, o companie de biotehnologie. E de văzut în ce măsură vaccinul lor, odată va fi aprobat. Înțeleg că în Statele Unite și în Marea Britanie ar urma să fie aprobat întâi, undeva în luna martie, cel mai devreme. Dar, având în vedere că discutăm despre o companie mică, vedem cât de important este să aibă și capacitatea de producție pe scară largă a vaccinului lor. S-ar putea ca acest vaccin să aibă o calitate foarte mare, dar să nu avem suficiente doze, cel puțin în prima fază. Probabil că și ei au nevoie de parteneriate cu producători tradiționali de vaccinuri care să pună la dispoziție capacitățile de producție. Mai aveam două întrebări în legătură cu vaccinul acesta produs de Novavax, așadar un vaccin bazat pe proteine, spuneați că deja el folosește proteina care ne interesează pentru imunizare. Este mai complicat să faci direct proteina decât să înveți organismul să o genereze? În principiu, ideal este ca organismul să producă proteina, pentru că în răspunsul imun pe care organismul îl dezvoltă față de proteina respectivă contează foarte multe detalii, cum ar fi, de exemplu, structura tridimensională a proteinei. Răspunsul imun este atât de complex încât se poate dezvolta și față de anumite structuri identificate în această structură terțiară a proteinelor, așa se numește. Dacă proteina se produce în exteriorul organismului și mai sunt necesari câțiva pași
până când este introdusă în organism și apoi recunoscută de sistemul imun, există riscul ca această structură terțiară să se modifice și ceea ce recunoaște sistemul imun să nu aibă aceeași fidelitate, cum ar fi în cazul în care ar fi produsă, cum am văzut în cazul celorlalte vaccinuri. Dacă și pare că reușește vaccinul Novavax acest lucru, dacă proteina respectivă este sintetizată corect și este transportată prin această particulă, prin aceste particule virale în interiorul organismului fără a suferi modificări, acesta este un scenariu foarte bun, pentru că odată pătrunsă în organism, nu mai este nevoie de acei pași intermediari care presupun tot acel lanț de producere, RNA, mesager, ribozom și așa mai departe, ci pur și simplu proteina este recunoscută de sistemul imun care începe să dezvolte protecția. Acest vaccin se cheamă vaccin subunitar. Ce înseamnă că e vaccin subunitar? Nu folosește virusul ca atare, ci folosește, să mă exprim așa, fragmente. Ne întoarcem la vaccinurile cu care suntem deja obișnuiți, vaccinurile RNMS, acel produs de Moderna, care, iată, scrie raportul de gardă.ro, oferă protecție și împotriva noilor variante SARS-CoV-2, cele din Marea Britanie și Africa de Sud. Prin studii in vitro, adică studii de laborator, au încercat ambele companii să identifice în ce măsură anticorpii pe care îi dezvoltă vaccinurile respective protejează față de noile tulpini, cu precădere tulpinile din Marea Britanie și cea din Africa de Sud. Acum știrea referitoare la vaccinul Moderna vorbește despre două lucruri. Unul, că în continuare este asigurat titlul protector, deci nivelul de anticorp necesar pentru protecția, inclusiv față de aceste tulpini, numai că se constată o scădere de 6 ori a nivelului de anticorpi care asigură protecția, deci de anticorpi neutralizanți. Adică suntem protejați, dar mai la un nivel mai scăzut. Nu atât de mult, exact. Și există riscul ca, dacă se adaugă și alte modificări, alte mutații, acest titlu să devină și mai mic, pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere limitările studiilor in vitro, iar noi știm că în viața reală, studiile pe oameni in vivo, acești parametri de obicei se modifică. Cu alte cuvinte, probabilitatea este destul de mare ca în viața reală nivelul de protecție asigurat de aceste vaccinuri față de noile tulpini să fie mai mic decât cel indicat, să spunem, de studiile in vitro. Și Moderna și Pfizer-BioNTech deja se gândesc la un upgrade al vaccinurilor care să dea cumva garanția protecției și față de aceste tulpini. Ultima știre pe care o discutăm astăzi, ultimul subiect, profilul de siguranță al vaccinurilor de tip RNA mesager autorizate deja în Uniunea Europeană, confirmat de date obținute din utilizarea în practică. Repet, apare pe raportul de gardă.ro la știri esențiale COVID-19. Este important, este foarte important lucrul ăsta, pentru că există foarte multe temeri că odată puse pe piață aceste vaccinuri, mă rog, în mod particular, dar și în general tratamentele, medicamentele, nu mai sunt urmărite. Eficacitatea și siguranța lor nu mai sunt urmărite, ceea ce este complet eronat. Da, și această comunicare făcută de Agenția Europeană a Medicamentului, pe de-o parte, arată preocuparea pentru acest domeniu al farmacovigilenței, al monitorizării efectelor adverse și, pe de altă parte, vine și confirmă la acest moment ceea ce prospectul pentru cele două vaccinuri bazate pe RNA mesager spuneau, și anume că profilul de reacții adverse este foarte bun, că vaccinurile sunt sigure în administrare. Iar acum raportul Agenției Europene a Medicamentului confirmă acest lucru, iar discuția, sigur, cea mai interesantă din punct de vedere al practicii medicale ține de reacțiile alergice severe. În niciun caz acestea nu reprezintă, eu știu, un număr impresionant sau mult mai mare decât ne-am fi așteptat. Și va spune că nici atât de mare cum este prevalența șocului anafilactic în general la nivelul sistemului de sănătate. E important ca astfel de informații să vină. Am tot făcut referire
în ultimele intervenții la aceste date din viața reală, pentru că aceste date sunt cele care ne vor ajuta să înțelegem în perioada următoare mult mai bine și eficacitatea și siguranța vaccinurilor. Și cred că în partea a doua anului, dacă ne referim la eficacitate, cred că vom putea să discutăm despre o schemă de administrare a vaccinurilor mult mai stratificată, care să ia în calcul mult mai multe date, de la vârstă, la comorbidități, la, eu știu, mediul de rezidență al persoanei respective și așa mai departe. Atât pentru săptămâna asta. Mulțumesc tare, tare mult. Ne reauzim săptămâna viitoare. Mulțumesc și eu.